Beneficiarii centrului în anul trecut au fost 38, 6 doar erau de municipiul Chișinău, în rest erau copii din teritoriul Republicii Moldova. Acești copii pe parcursul anului au fost duși la locul de trai, prezentați familiei sau predați autorităților publice locale, autorităților tutelare de către angajații serviciului. Deci, asemenea, copiii au fost 26, dar cu regret acești copii în timp foarte și foarte scurt revin în capitală, pentru că aici le este mult mai ușor și să-și obțină acele visuri la care au ei. În plus, lumea este și mai generoasă, le oferă bani, le oferă pachete și au libertatea, nu este lângă mama, nu este lângă acel asistent social care poate să-l disciplineze. Doar că aici, corect, s-a menționat că dacă s-ar fi inclus în acțiuni complexe și în Republică, deci e mai ușor pentru un raion să disciplineze sau să lucreze cu un copil care vine în Chișinău, care evadează de la domiciliu, decât pentru noi, municipiul Chișinău, cu toți 38 odată. Da.